Dragi telespectatori, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii medicale cu degetul pe rană. Sunt Andrei Cristian și Poș. În această seară, împreună cu noi, este domnul Dan Glicovan, medic primar la secția de anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Teodor Andrei din Lugoș. Domnul doctor, mă bucur că sunteți din nou împreună cu noi. Și eu întotdeauna mă bucur să vin la dumneavoastră în emisiune. Da. Am fi dorit de data aceasta să vorbim despre concertul acela de adunare de fonduri, dar din păcate, din câte ați spus și dumneavoastră, anul acesta n-o să mai fie concertul. Lugojenii deja sunt obișnuiți, probabil, cu luna mai, iunie, undeva în mai, iunie, dumneavoastră. Da, era de obicei sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Anul acesta ați renunțat, doar anul acesta, vrem să spunem, în principiu, la idee. În principiu, anul acesta am fost plecat în perioada aceasta și nu am avut timp să mă ocup așa cum trebuie de concert. Dar dacă va avea ecoul pe care ni-l dorim să-l aibă, concertul, să spunem, și dorința de a organiza, anul viitor promit să reorganizez și să continui cu ediția a șasea. Da. Cântăreții, cei care au participat la concert anul acesta, nu vor mai suna, nu vor mai întreba, De obicei îi sunam eu pe ei. Anul acesta nu am mai avut timpul necesar să organizez, să îi sun, și nu ar fi fost numai de sunat, ci toată logistica referitoare la promovarea concertului. Este nevoie de o perioadă de timp, de o lună, două. Exact, am vrut să îl organizez un pic altfel, sau aveam cel puțin intenția, dacă exista și timpul necesar, să-l organizez un pic altfel și atunci decât în anii trecuți, și atunci această schimbare ar fi necesitat un pic mai mult timp pentru o organizare. În sensul că voiam să nu mai dăm bilete, pur și simplu, să pun de fapt, dar nu în vânzare, să pun bilete, dar mai mult pentru a avea loc, bilete cu loc și intrare liberă. Voiam într-o locație mult mai mare decât Casa de Cultură. Și unde ați fi putut găsi? Am avut în vedere sala de sport, putea să fie chiar stadionul, de ce nu? Acolo chiar este loc mult. Da, este loc mult și să nu mai fie cuplată și fiecare dintre cei care vin și urmăresc spectacolul să doneze la final sau în timpul spectacolului în urne special amenajate cât crede de cuvință pentru secție și pentru spital. Da, credeți că așa ar fi mai bine, ar fi... De fapt, la ce v-ați gândit când v-ați gândit la metoda aceasta de a aduna banii? Ne-am gândit, în primul rând, să beneficieze mai multă lume, în primul rând, de bucuria acestui concert, de artiști cunoscuți ai Banatului și, probabil suma nu ar fi fost aceeași sau nu s-ar fi ajuns la suma ca și când am fi vândut bilete. Dar ne gândeam la o sumă cât de cât apropiată, de care, să spunem, am fi fost mulțumiți, care s-ar fi adunat peste ceea ce deja avem și cu care am fi putut face o treabă bună. Iar pe viitor, mai multă lume ar fi fost sensibilizată pe acest subiect, ar fi cunoscut acțiunile noastre și, de ce nu, poate chiar și pe viitor tot așa să continuăm. Oricum, probabil că anul viitor îl voi pune în practică sub această formă. Da, dar totuși acțiunea cu cei 2% din impozit, aceea cred că rămâne. Poate aceea rămâne, este deja acum pe ultima sută de metri, ca să spunem. Da, până în 25 se mai poate. Cine dorește poate să completeze formularul 230, avem și noi pe secție, și să îl depună mai departe la administrația financiară, la ANAF. Da. Cum stați cu aparatura medicală comparativ cu ultima dată când ați fost la noi? Ați mai achiziționat ceva? Ați mai făcut dotări? Acum, practic, noi strângem banii, am în vedere un proiect în colaborare cu Club Rotary Lugoj, care aș dori să desfășoare undeva prin toamnă sau iarnă, dacă nu chiar anul viitor, nu am încă o dată precisă, și aș fi dorit
ca această sau o sumă cât mai mare să fie disponibilă pentru acest proiect. V-am spus, în colaborare. Acum, până nu știu și nu am toate datele, nu vreau să spun despre ce este vorba. Ar fi ceva de anvergură, trebuie să consult încă mai multă lume, dacă este realizabil, și atunci măcar avem o sumă de plecare. Dacă nu, bineînțeles, suma din conturile asociației, care acum este la 35.000 de lei plus ce se va strânge în viitor, va fi dedicată doar secției de terapie intensivă, fiindcă prin definiție sau prin statutul ei, asociația nu poate avea alte acțiuni decât în ceea ce privește secția de terapie intensivă din cadrul Spitalului Lugoj. Deci eu cu acești bani nu pot ajuta nici măcar o secție, o altă secție a spitalului. Strict secția de terapie intensivă și din cadrul spitalului nostru, da. Da. Când ați fost ultima oară la noi, ne-ați spus ceva despre renovarea secțiilor, de modificarea încăperilor. S-a apucat să se facă ceva? Nu s-a apucat? N-au venit încă banii, n-au venit fondurile? Din câte știu eu, da, din câte știu eu, încă este în așteptare această acțiune. Am înțeles că finanțarea se va schimba sau s-a schimbat. Nu mai sunt bani europeni, ci niște bani de la Banca Mondială. Este un proiect derulat de către direcțiunea spitalului și se va face după același plan. Deci se va respecta planul, rămâne da, acela. Planul doar inițial, că doar că sursa de finanțare va fi alta și acum va fi probabil alt proiect, probabil că va fi un pic mai mult de așteptat decât ne-am imaginat, dar sperăm să avem răbdare și să vedem realizat. În programul acesta cumva sunteți încadrați și cu altă secție, ATI împreună cu chirurgia. Cu chirurgia, da, împreună, da, cu chirurgia. Tot etajul chirurgie plus ATI. Da. Ați fost recent la congresul de plasmafereză la Chicago. Care a fost impresia care v-a creat-o conferința aceasta? Și care sunt lucrurile noi pe care le-ați dobândit ca și experiență profesională? Mă gândesc că perfecționarea este un aspect foarte important în viața unui medic. Bineînțeles, fiindcă noi învățăm toată viața sau cel puțin până ieșim la pensie. Așa. Poate și după ce ieșim la pensie. Dacă mai vrei să profesezi, da, pe de o parte, dar și poate din curiozitate. Când vii sau așa, pe deja fiind pensionar de vreo 2, 3, 4 ani și să revii în vizită pe secția poate unde ai lucrat atâția ani și să vezi niște schimbări pe care probabil nici tu ca și medic nu le mai recunoști. Și mă refer la proceduri, la aparatură și atunci cu siguranță, da, aparatul ăsta ce face? Și vei dori ca de la colegii mai tineri să ți se explice. Poate fi o curiozitate. Poate unii dintre colegii care deja s-au pensionat spun foarte bine, nu mai vreau să știu nimic despre medicină. Fiecare acum cu ce sentimente a plecat din sistemul sanitar. Care știm toți cum este de suferind, știm toți că în cadrul lui suferă atât pacienții, mai ales cât dar și în, să spunem, egală măsură și cadrele medicale, cu ce lucra. Exact, cu ce lucra, și atunci se creează un conflict care de fapt nu ar trebui să fie, în care medicul este pus în fața pacientului să dea explicații de ce un sistem unde tu de ca care și nu pacient, este el responsabil. Bineînțeles, deci de ce un sistem la care pacientul cotizează nu este capabil de a asigura un minim de, sau hai să zicem, poate nu neapărat minim, dar cel puțin optimul de îngrijire, de tratament, de medicație, sunt pus în situația, sau medicul este pus în situația să dea explicații, deși nu conduce nici pe departe acest sistem. Și
Și dacă stăm bine să ne gândim, nu știu dacă neapărat managerii de spital ar fi vinovați. Nici măcar. Cred că putem merge mai sus. Managerul de spital, am mai spus-o, cred că și în alte emisiuni, și de fiecare dată când m-am adresat publicului și când am vorbit despre această temă, am spus, managerul de spital, ce poate el să facă? Să administreze o sărăcie. Și din acea sărăcie să mulțumești pe toată lumea. În primul rând să plătești salariile. Fiindcă, conform legii, trebuie, sau salariile sunt primele plăți care trebuie făcute, din ce am citit eu acum ceva timp, trebuie plătite chiar dacă activitatea are de suferit prin lipsa banilor în continuare. Deci salariile trebuie plătite. Dacă nu, sunt amenzi, acum penalizările nu le știu, dar acesta trebuie. Și după ce ai plătit salariile, nu prea mai rămâne mare lucru pentru restul. Și aici înseamnă să întreții aparatura, fiindcă și aparatura se strică, să asiguri medicamentele, să asiguri materiale sanitare, să asiguri utilitățile. Care trebuie plătite. Utilitățile. Vine să taie curentul, bineînțeles. Inclusiv ridicarea gunoiului, inclusiv întreținerea spitalului. Deci sunt o grămadă de alte cheltuieli. Acum, unele primării se implică mai mult și mă refer pentru alte spitale. Spitalele arată bine, fac renovări, se implică, le dau bani pentru aceste utilități. Alte primării mai puțin, deci fiecare cam cu ce, cât pune bază pe spitalul propriu. Da. Ne întoarcem la congresul acesta de plasmafereză. Cum a fost, domnul doctor? Care au fost lucrurile noi pe care le-ați văzut, care v-au impresionat și care, mă gândesc că le aveți în minte să le puneți în practică și la Lugoș? Că... Acum, în două cuvinte, trei cuvinte, pot să vă spun, de acum vom face plasmafereză. Deci dacă până acum nu am făcut, începând de, să vedem când va fi primul pacient care necesită această procedură, vom face plasmafereză. În primul rând, domnul doctor, vreau să vă întreb, de ce ați ales să mergeți la congresul acesta de plasmafereză? Noi aici în Lugoș până acum nu am făcut. Nu am făcut plasmafereză, fiindcă probabil nici nu era procedura atât de cunoscută. Ea este oarecum asemănătoare cu procedura de hemofiltrare pe care noi deja de niște ani, pot să spun, o facem. Este anul 2015. Deci avem... Sunt aproape 3 ani. Exact, de când facem procedura de hemofiltrare în condițiile în care destule spitale județene încă n-o fac. Nu vorbim de județean Timișoara care are nu știu câte aparate de hemofiltrare. Vorbim despre alte spitale județene mult mai mari decât Lugojul și care este spital municipal. Bineînțeles, care este spital municipal până la urmă de gradul 4, dar trebuie precizat, deși este un spital de gradul 4, asigură urgențe. Practic, asigură urgențe atât medico-chirurgicale, pe care le și rezolvă, asigură stabilizarea pacienților cu politraumatisme grave înainte de a fi trimiși mai departe către Spitalul Județean Timișoara cel mai adesea. Și deci noi putem să spunem lucrăm în urgență față de alte spitale de tot de gradul 4, restul din județ față de Timișoara sau alte spitale municipale care poartă și titulatura de spital municipal, tot gradul 4, dar care nu asigură urgențe, care nu au atâtea linii de gardă. Deci noi, deși avem poate numai gradul 4, muncim mult mai mult decât alte spitale și asigurăm cazuistică și rezolvăm cazuistică mult mai gravă decât alte spitale echivalente cu noi. Ba mai mult, ceea ce să revin la partea de hemofiltrare plasmafereză, sunt încă destule spitale județene unde această procedură încă nu se face. Nu se face pentru că nu se cunoaște sau nu se face pentru că nu există aparatură? Și. Acum, aparatura, încet, încet, concurența între firmele care oferă aparatură pentru hemofiltrare a crescut și fiecare ar vrea să pătrundă, să spunem, într-un spital și atunci asigură tot felul de facilități. Foarte multe atunci firme... Și prețul este, mă gândesc, mai redus și mai accesibil. Da, nu neapărat prețul mai redus, dar
De exemplu, dacă acum, când noi am început hemofiltrarea, ne dădeau un aparat, unii doar ți-l vindeau. Pur și simplu, voiai să faci, trebuia să-l cumperi. Și un aparat costă cam 150.000 de lei, 1,5 miliarde. Foarte mult pentru... 3.500 de euro, cam așa? Nu. Nu, 150.000 de lei. De lei, da, care vine undeva la... spre 30 și vreo 5.000 de euro. De da. Euro, da. Cam acolo se situează prețul unui aparat de hemofiltrare. Și unele firme îl dădeau doar, puteai să-l cumperi și, cu, și atât. Și în continuare trebuia, bineînțeles, să cumperi și kiturile, care sunt foarte scumpe. Pentru aceasta, în schimb, se adresează acțiunea prioritară ATI, de fapt o sursă de finanțare din partea Ministerului Sănătății pentru secțiile și pentru spitalele care derulează aceste acțiuni prioritare ATI și care fac terapie intensivă, printre care putem cu mândrie să spunem că suntem și noi. Suntem și noi fiindcă am adunat, așa cum am știut, din concerte, din donații, am adunat aparatură medicală încât să putem intra, să fim eligibili pentru a intra în această acțiune prioritară. Și uitați că această acțiune prioritară ne dezvoltă în continuare. Nu vorbesc că bugetul acțiunii prioritare s-a tot micșorat pe an ce trece și în anul acesta este mai mic ca niciodată, poate cam aproape la jumătate față de câți bani am avut anul trecut, dar asta este o altă poveste. Cert este că noi desfășurăm până la urmă terapie intensivă de calitate cu aparatură, chiar dacă nu este ea cea mai performantă, companii cunoscute și firme cunoscute de aparatură medicală, dar își face treaba tot atât de bine ca și un aparat sau un monitor al unei firme cunoscute și facem lucruri care, vă spun, se fac în clinicile universitare și multe spitale județene mult mai mari decât noi și care acoperă o populație mult mai mare decât o face spitalul nostru, încă n-o face. Acum, revenind la plasmafereză. Da, revenind la plasmafereză, pot să vă spun că probabil până acum nu s-a făcut, nu s-a cunoscut această procedură. Pe an ce trece apar tot mai multe indicații. Dacă până acum plasmafereza se făcea pentru cazurile neurologice, de exemplu de miastenia gravis sau de poliradiculonevrită, în special, acum are foarte multe indicații. Și cea mai frecventă, de exemplu, pentru patologia care se adresează spitalului nostru, fiindcă trebuie să recunoaștem multe cazuri grave se adresează direct spitalului universitar din Timișoara și atunci noi nu mai avem, deși putem face această procedură, nu avem pe cine. Dar așa, încet, încet s-au lărgit indicațiile. Foarte mult acum se face plasmafereză în șoc septic, care până acum se făcea doar hemofiltrare cu un kit special ce costa peste 100 de milioane de lei. Un kit pe care nu ni-l permitem și nu mulți și-l permit ca să-l folosească. Se folosește, de exemplu, în encefalopatia hepatică, mai ales cea rezistentă la tratament și care, dacă este rezistentă la tratament, încet, dar sigur, în 2-3 zile duce spre deces. Aceste proceduri acum, uitați, beneficiază de plasmafereză. Practic, ce înseamnă plasmafereza? O înlocuire a plasmei pacientului. O înlocuire a plasmei care conține tot felul de mediatori toxici, de substanțe toxice. Iată, în intoxicații, în anumite intoxicații se poate face iarăși plasmafereză și înlocuirea cu un volum nou de plasmă. Acum, partea bună este că aparatul care face plasmafereza este același, cel puțin pe care îl avem noi, cu cel cu care facem deja hemofiltrarea. Da. Deci doar același aparat poate să același facă... aparat, da, doar trebuie să luăm kituri diferite. Deci doar kitul de montare este diferit și înseamnă setările... Că costurile sunt reduse, nu sunt chiar atât de mari, dacă da, doar deci, kitul iar, trebuie... Da, fiindcă aparatul nu mai trebuie să-l cumpărăm. Și
și nici să luăm în regim de comodat, cum l-am luat pe acesta, și la sfârșitul anului se termină comodatul și aparatul va fi al nostru, va rămâne efectiv al nostru, al spitalului, da. Și se poate folosi același aparat, doar kiturile trebuie comandate și acum chiar suntem în procesul în care vedem câți bani ne-au mai rămas și să vedem măcar 2-3 kituri pentru început să comandăm și să începem. Când necesită un pacient, deja să putem face această procedură. Cât timp se poate folosi un kit? Există un anumit număr de pacienți pe care poate fi folosit? Un kit este pe un pacient. Da, un kit este pe un pacient. Acum procedura de hemofiltrare și hemodiafiltrare se desfășoară pe parcursul la aproximativ 3 zile, 72 de ore, dacă ține kitul. Dacă kitul se strică, ca să spunem așa, mai repede, atunci deja se renunță. De multe ori, un kit care este destul de scump, undeva la 2000 și ceva de lei, 2000 și un pic de lei, 2100 de lei, cu tot cu TVA, se poate strica, poate să dea erori și efectiv din start să nu poți folosi kitul, să trebuiască să-l reînlocuiești. Deci din start 4000 de lei s-au consumat. Sunt consumuri mari. Din fericire, putem să o facem pe acțiunea prioritară și pe fondurile venite din acțiunea prioritară. Și statul nu vine cu niciun fel de ajutor în privința acestor pacienți care... Ba, cu acțiunea prioritară. Deci prin acțiunea prioritară ne dă un anumit... acțiunea prioritară. Da, ne dă un anumit buget pentru terapie intensivă. Deci este acțiune prioritară, terapie intensivă. Nu putem să folosim banii respectivi. Dacă noi din banii respectivi cumpărăm medicamente și materiale sanitare, asta avem noi voie, și anumite consumabile pentru aparatura medicală, asta avem noi voie prin regulamentul de funcționare al acțiunii prioritare, nu putem cumpăra decât aceste lucruri. Și, de exemplu, chiar dacă am un anumit antibiotic pe secție, eu pot să-l dau doar pacientului critic. Nu oricărui pacient care este internat în terapie intensivă și care nu este critic. Trebuie să aibă... Chiar dacă ar avea nevoie. Cei de la Ministerul Sănătății spun că este treaba spitalului să asigure medicația necesară, în general, inclusiv pentru terapie intensivă, iar această acțiune prioritară se adresează strict pacienților critici, oricum se adresează strict pacienților critici, dar... a se folosi din aceste fonduri, în special să folosim și să pentru lucruri scumpe pe care spitalul nu poate. În realitate, spitalul are dificultăți oricum, și nu vorbesc numai de spitalul Lugoș, vorbesc de majoritatea spitalelor. Oricum au dificultăți în a asigura medicația și strictul necesar, exact, pentru pacienți. Și atunci trebuie găsită întotdeauna o modalitate, presiunea este pe noi, de multe ori trebuie să, din păcate, să refuzăm, fiindcă eu ca și coordonator nu pot să mă expun și să încalc un regulament, fiindcă altfel voi scoate eu banii din buzunar. Bun, și cum explici pacientului? Adică tu trebuie să devii critic ca eu să pot să te ajut cu antibioticul respectiv. Din acțiunea prioritară. Foarte... Dar cei din minister au... partea lor de apărare, în care spun că este treaba spitalului să asigure medicație și nu treaba ministerului. Treaba ministerului este să asigure... Deci aruncă vina de la unul. Da, exact. Se aruncă de la unul la celălalt vina. Fiecare cu dreptatea lui, de altfel. Ce să zic, la mijloc este pacientul care suferă. Da. Cât timp ați fost plecat la acest congres? 9 zile. Congresul a durat mai puțin, dar au fost zilele cu zborul până a fost următorul zbor, și având în vedere că nu ajunge în America în fiecare zi, poate ne-a mai prelungit și noi un pic șederea. Și cum a fost experiența aceasta cu medici americani? Ei au conferențiat? Da, a fost conferința națională a SUA de plasmafereză. Și noi, de exemplu, am fost o minoritate medicii de terapie intensivă, fiindcă în SUA aceste proceduri nu se fac numai în terapie intensivă. Și anume, se fac și pe secție de nefrologie, de hematologie, de oncologie. Am apucat să vedem
cum abordăm cancerul la nivel molecular, genetic. Nu-l mai abordăm așa agresiv prin chirurgie și respectiv chimio și radioterapie, ci îi facem terapie genetică. Și au arătat pacienți și inclusiv copii la care nu s-au mai dat nicio șansă cu tumori depășite, inclusiv chirurgical, inclusiv să zicem ca și tratament oncologic, dar care prin această terapie la nivel genetic a dat roade și omul este bine mersi acasă, pur și simplu, învingând cancerul. Un cancer, bineînțeles că am citit că ar fi început și la noi, chiar la Timișoara, nu cunosc încă detaliile, pentru această abordare a cancerului, nu se adresează probabil oricărui tip de cancer, în special cancerilor de sânge, se adresează, dar și altor tipuri. Leucemii și... Da, exact, și limfoame. Se adresează și altor tipuri, dar mai este până să ajungem noi la cercetarea de care, la care au ajuns SUA, care știm că atrag cu salarii imense mințile cele mai luminate ale lumii, nu numai ale Europei, ale lumii în general. Așa este. Câte persoane ați fost? Câți medici ați fost la această conferință? Am fost trei medici, eu reprezentând spitalul din Lugo și încă doi colegi, un coleg și o colegă din Timișoara. Și noi, să zicem, pentru mine a fost un început, fiindcă noi vom începe a face plasmafereză. Cei din Timișoara deja au experiență în acest, da, în acest sens. Bine, și pe ei cu ce a ajutat această conferință? O perfecționare? Exact, o perfecționare. Noutățile care ți se spun acolo. Că și la Timișoara nu toți colegii cunosc problematica. Unii o cunosc mai bine, alții mai puțin și alții deloc. Iar dumneavoastră la ce stadiu erați? Știați ceva despre metoda aceasta? Știam la partea, să zicem, de teorie. Dar, exact, dar cum practica ne omoară. Și cum n-ați făcut. Și cum nu am făcut, bineînțeles. Dar, v-am zis, de acum o vom face și pe asta. Da. Trebuie să luăm câteva minute de publicitate. Dragi telespectatori, în câteva minute vom reveni. Rămâneți alături de noi. Dragi telespectatori, iată ne reîntorși cu partea a doua emisiunii cu Degetul pe Rană. Împreună cu noi este domnul Dan Cliciovan, medic primar pe secția de anestezie și terapie intensivă a Spitalului Municipal Teodor Andrei. Iată, domnul doctor, ați fost la congresul acesta de plasmafereză de la Chicago și acum urmează să implementați și sistemul acesta. Spuneați dumneavoastră, aparatura o aveți de la aparatul de hemofiltrare. Da, este acel de hemofiltrare. Doar aveți nevoie kit-urile de kitul sunt acela. Diferite, da. Cam cât timp va dura până veți începe să faceți plasmafereză? Depinde de bani? Depinde de bani, fiindcă noi ne-am cam epuizat bugetul pe trimestrul 2. De la... Trebuie să așteptați trimestrul 3? Trebuie să așteptăm trimestrul 3, asta însemnând 1 iulie. Noi comenzile le putem face, poate și mai, da, și mai devreme. Putem face comenzile, doar plățile vor fi aferente pentru trimestrul 3 și când am primit kitul, noi putem oricând va fi pacientul care necesită plasmafereză, vom putea să o facem. Avem pacienți și la Lugoș care au nevoie de plasmafereză? Am avea. Deci acum, cu fiecare an, cum v-am zis, fiindcă nu erau cunoscute, cu fiecare an apar noi și noi indicații pentru această procedură, iar cele mai frecvente pentru noi sunt șocurile septice din terapie intensivă, care de multe ori nu răspund nici la noradrenalină și pacientul moare prin șoc septic. Este poate una dintre cauzele cele mai frecvente de moarte, da, de deces în terapie intensivă. Apoi sunt encefalopatiile hepatice, când pacientul nu răspunde la tratamentul convențional și care într-o zi, două, vedem că se trezește,
nu se trezește, dacă nu se trezește, cam evoluția este în alte 2, 3, 4 zile spre deces. Există indicațiile cele vechi neurologice în miastenie gravis, în poliradiculonevrită, când apar niște ameliorări fantastice, dar la noi în spital este mai greu a pune aceste diagnostice, fiindcă trebuie dozați anumiți anticorpi și nu se fac de către laboratorul nostru, dar trebuie văzut, poate pe viitor există, va fi și această posibilitate. Și atunci diagnosticul se pune de obicei în centrele universitare și tot ei fac și tratamentul. Deci dacă s-ar pune diagnosticele aici la noi, noi putem să răspundem și să facem tratamentul. Este un plus pentru spital plasmafereza? Bineînțeles. Deci este un plus, în primul rând, ca și procedură, ca și profesionalism pentru noi, medicii din terapie intensivă și nu numai, dar este un punctaj în plus, fiindcă poate cunoașteți... Da, da. Fiecare pacient tratat, exact, el va primi un indice de complexitate mediu sau un indice de complexitate care reflectă, de fapt, ce s-a făcut asupra acelui pacient, procedurile, operațiile și cu fiecare... Cu cât procedurile și operațiile sunt mai complexe, sunt complexe, indicele acestea este mai complex, ridicat, exact. Da? Și atunci se va face la sfârșitul lunii, fiecarei luni, se va face o medie între toți acești indici de complexitate, adică sunt pacienți la care nu s-a cheltuit foarte mult, au necesitat minime investigații, s-a făcut tratamentul, au fost externați, probabil și indicele va fi mai mic, sau sunt pacienți operați, sunt pacienți din terapie intensivă care au fost intubați, ventilați mecanic cu traheostomă, care au un indice de complexitate foarte mare, se ajunge până la 14 indicele de complexitate, în condițiile în care intervențiile chirurgicale au 1,5-6-7, protezele de șol 2, ceva, parcă cea mai din ce operăm noi aici la Lugoj, cel mai mare indice de complexitate sunt operațiile pe căi biliare și ale stomacului cu indice 3, ceva. Iar la noi un pacient critic care este mai mult de 4 zile intubat în reanimare sau care trebuie să-i se facă și traheostomă, are deja un indice de 14. Da. La ce este deci, bun? Practic, ATU poate să aducă indicii mult mai ușor. Da, și mai per pacient. Și atunci aceste proceduri, iarăși, crește foarte mult acest indice de complexitate și scorurile care se fac asupra pacienților și procedurilor pe care le-ai efectuat. Indicii aceștia aduc bani? Exact, aici voiam să ajungem. În primul rând, aceștia sunt cuantificați la minister și ministerul se uite, avem numai indici de 0,4-0,5, ce medicină facem noi la Lugoj, dacă, exact, sau unde faci, adică ce faci, ce medicină faci, ce proceduri faci, cu practic vin pacienții, le iau analiză și pleacă, astea sunt, e tot ce poți tu să faci ca și spital. Pe de altă parte, este finanțarea, fiindcă finanțarea se face per caz externat și aici este o poveste un pic mai stufoasă, fiindcă există contracte cu casa de asigurări, există posibilitatea și de multe ori se întâmplă, inclusiv la noi, spitalul din Lugoj, să facem externări, să avem externări mai multe decât contractul, iar casa de asigurări să nu ne plătească aceste externări. De fapt, nu ni le plătește. Adică există o limită? Exact. Peste care n-ai voie să treci. Ar trebui ca și cu biletele de trimitere către RMN, când am făcut în jur de 700 de pacienți, din câte știu eu, nu cunosc exact detaliile contractului cu casa. Am dat o cifră aproximativă, da. Noi trebuie cam 700 de pacienți să externăm spitalul pe lună. Ar trebui, când am ajuns la cifra de 700 și este data de 25 până în 30 sau 31, să nu mai internăm nimic. Să nu mai externați nimic. Fiindcă, acum, dincolo de glumă, sau este, ca să zicem, râsul plânsul, fiindcă suntem spital de stat, nu putem face lucrul acesta, nu putem să interzicem accesul pacienților care au dreptul să fie internați și tratați, în primul rând, pe de o parte, pe de altă parte, toți acești pacienți care se internează,
și pentru care se cheltuiește, în plus nu primim nimic de la casa de asigurări. Deci este, practic, este cheltuiala spitalului, de fapt se adaugă la minusul mare deja existent. Soldul cu minus crește. Exact, soldul cu minus crește. În condițiile astea nu ai, și aici revenim iarăși la manager, depășește, pentru manager, da, pentru manager depășește orice regulă de bun simț în ceea ce privește un management normal. Da? Fiindcă pentru un spital, și așa este în străinătate, tu vrei să atragi pacienți prin servicii bune, să-ți vină cât mai mulți, nu să faci contracte. Eu vreau cât mai mulți pacienți, fiindcă vreau să fac servicii bune. Pe noi ce ar trebui? Din contră, să-i alungăm? Sau, deci, știți? Adică e vorba despre niște pacienți care au cotizat. Exact, exact. Și nu au dreptul la servicii medicale. Ei au dreptul oricum, ei au dreptul în orice condiții la aceste servicii medicale. Dar uitați că a manageria un spital, cel puțin în România, bate orice regulă de bun simț în ceea ce privește management sau principiile astea de bun simț ale managementului, nu? Orice management, așa, un principiu mare, să acord servicii de calitate sau produse bune ca să ai vânzare bună. Absolut. Până la urmă și spitalul, fie că ne place sau nu ne place, este tot ca un vânzător, tot ca un agent economic. Absolut. Și acesta este mers. În toată Europa, în toată lumea, de fapt, civilizată, funcționează așa sistemul sanitar. Așa merge și la noi, dar în condițiile în care în străinătate vrei să oferi servicii de calitate pentru a avea cât mai mulți pacienți, pentru a primi cât mai mulți bani, noi trebuie să le restricționăm la un moment dat dacă nu vrem să ieșim cu minus. La noi înseamnă să vină cât mai mulți pacienți peste contract, înseamnă deja a avea minus, a le plăti pur și simplu din buzunar. Bine, și contractele acestea se semnează în funcție de ce? În funcție de... De anumiți indicatori. De anumiți indicatori ai spitalului se numește... De adresabilitate. De adresabilitate, sunt mai mulți factori. Se numește, de fapt, negociere, dar de fapt este așa... O impunere. Da, o impunere. Deci, în realitate, nu am participat niciodată, da, nu am participat niciodată la... Dar, din câte știu, nu e, de fapt, o negociere. Ăsta vă este contractul. Semnează. Dacă nu-l semnești și consideri, și de multe ori au fost spitale și în Timișoara și am văzut de multe ori, inclusiv județeanul Timișoara, când a ieșit scandal, nu au acceptat contractul, fiindcă acel contract de fapt ar fi prevăzut strict să se plătească salariile, fiindcă este un contract pe un an întreg. Nu este un contract pe lună. Este pe un an întreg. Că sper că poate luna viitoare primești mai mult, dar pe un an întreg... Da, nu, este pe un an întreg. Apropo, cu mai mult, în lunile în care, de exemplu, nu-ți faci contractul, nu îți consideră, îți ia din bani și nu-ți consideră că lasă că ai avut acum 2 luni 100 de pacienți în plus pe care nu ți-am plătit, hai să-i punem acum... Luna următoare. Și să-i punem acum, uite, când mai ales noi suntem un spital și sezonier, în care lunile de vară sunt mai slabe. Nu este așa adresabilitate, fiindcă din satele din jur sunt prinși cu muncile agricole și atunci zic, lasă... Și clima este altfel, oamenii nu... Da, și atunci nu, dar cel puțin vin să se opereze, vin să se trateze după campania agricolă, după începând cu toamnă. Și atunci avem o adresabilitate mare până la Paști. În perioada Paștelui, ca și peste tot, scade adresabilitatea, inclusiv în spitalele mari. Nu mai este așa adresabilitate. După Paști, iară se înviorează. Vara este destul de slab și cu un vârf negativ, să spunem, pe luna august, când este o lună foarte slabă, cu destul de puțină activitate. Și apoi începe încet, încet și crește. Crește în toamnă, dar nu chiar la nivelul în care a fost lunile ianuarie-aprilie, să zicem. Deci, practic, nu crește chiar ca și... Și atunci, în lunile de vară, de multe ori se întâmplă să nu faci contractul, să nu ai toate externările, de fapt, pe care ți le cere contractul cu casa de asigurări. Dar casa de asigurări nu spune, spune doar n-ai făcut contractul, nu spune că acum o lună sau două luni noi nu ți-am plătit pentru să ajuns la un moment dat din 700 de externări să fie plătite încă 200 pe lângă. Deci un spital nu poate susține așa datorie.
să plătească pentru încă 200, să se susțină 200 de pacienți pe lună cu tot ceea ce presupune medicație, întreținerea cu lenjerie, cu asta, plata personalului, tot ce ține... Bine, și în cazul în care se întâmplă ceva cu acești pacienți care deja nu mai sunt plătiți de către DSP, de către casa de asigurări. De către casa de asigurări, așa. Dacă se întâmplă ceva cu pacienții aceștia, tot spitalul răspunde. Bine, spitalul răspunde dacă se întâmplă cu oricare dintre pacienți. Am înțeles, da. Ei, oricum, medicația, dacă să înțeleagă toată lumea, că nu este o altă medicație dacă ești în primii acei 700 sau dacă ești numărul 750 internat. Nu, este pentru pacient este același lucru. Eu mă refer ca și acte în contabilitatea spitalului și ceea ce se întâmplă de fapt cu finanțele spitalului. Pacientul primește aceeași medicație, aceeași, fiindcă nu întotdeauna se cumpără în măsura posibilităților. Totul este în măsura posibilităților. Da, vreau să mergem mai departe și să vă întreb următorul lucru. Este o chestiune care este încă caldă. Este vorba despre salariile care au crescut de la data de 1 martie. Da, da. În aprilie deja s-au luat salariile, deci practic deja s-a luat un salar. Da, s-a luat un salar și acum... Mâine luăm acum, pe al doilea. Care este treaba? Pentru că noi știm că sunt secții care au avut sporuri destul de mari. Printre care și noi, terapie. Printre care și ATI-ul, și noi, terapia intensivă. Pneumo, da. A fost TBC-ul. Am fost în general, da, secțiile cu spor mare. Ce s-a întâmplat cu secțiile acestea aici la Lugul? Sau cel puțin cu ATI-ul, pentru că dumneavoastră sunteți ateist. Vedem în țară că a fost foarte multă zarvă pentru că care au fost cu sporul. Să vă zic, nu special numai pe ATI-ul, cu toți ce s-a întâmplat. Au fost, să zicem, acum salariile din decembrie, să vorbim așa un pic, să o luăm din spate. Au fost un nivel al salariilor în decembrie. Aceste salarii din decembrie, toate s-au majorat cu 25% începând cu 1 ianuarie, pentru lunile ianuarie și februarie, și s-au menținut sporurile. ATI-ul a avut spor de 75%, TBC-ul, nu pneumologia, pneumologia are un spor mai mic, deci TBC-ul, un spor de 100%, parcă urgențele tot așa 75-50-75%, serviciul de urgențe, psihiatria a avut iarăși un spor mare de, din câte știu eu, de 50%, bloc operator iarăși 50% spor. Deci ele s-au menținut și practic ianuarie-februarie nu au scăzut salariile, dar creșterea a fost totalmente anulată, poate deja știu și mulți dintre telespectatori, a fost anulată de trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Deci acești 25% eu nu am văzut pe nimeni să piardă, fiindcă a fost ce s-a practic dat... S-a luat de 4% acolo. Da, a fost o mică creștere de 3-4%, dar a fost chiar o creștere. Cel puțin... Bine, acum guvernul a și spus că creșterea aceasta de 25% este tocmai ca să acoperim aceste trecere a contribuțiilor. De la 1 martie, în schimb, s-a trecut doar în sănătate, deci nu și pentru celelalte categorii, doar în sănătate și doar pentru cadrele medicale, nu pentru tot sistemul, nu pentru toți angajații din sănătate, strict pentru cadrele medicale. Și aici erau medicii și erau asistentele. Atât. Infirmierii, care deși, uitați, și infirmierele lucrează tot la patul pacientului, în tură cu noi, cu medicii, cu asistentele, ei nu au fost introduși în această creștere. Noi am primit deja salariul de bază, cel de la nivelul anului 2022. Da. Practic maximul. Deci doar salariul de bază a fost mărit. Da, a fost mărit salariul de bază. Acum, la medici, acest salariu de bază aproape s-a triplat.
Deci aproape s-a triplat. Și chiar dacă sporurile au scăzut, de la noi sporul a scăzut de la 75% cât l-am avut înainte la 55% în terapie intensivă, tot creșterea, cel puțin pentru medici, creșterea a fost semnificativă, a însemnat o dublare a salariilor. Deci la medici s-a simțit creșterea. Deci medicii, eu nu, sau cel puțin printr-un calcul așa preliminar, nici mie, dar nici la altor colegi, nu ne-au scăzut salariile, ba chiar s-au mărit semnificativ. A spune eu, cel puțin este părerea mea personală, la un salariu nivel, decent. Da, la un nivel la care s-ar numi salariu decent. Deci eu afirm despre, cel puțin despre salariul meu, nu pot să vorbesc și de asta, că este acum unul decent. Dar în schimb, la asistenții medicali, mărirea salariului de bază nu a fost atât de mare. A fost undeva cam cu 40-50% o mărire, dar în același timp a scăzut sporul. A scăzut mult mai mult decât la medic pe aceeași secție. Nu, sporul rămâne la fel, tot 55%, dar la asistenții medicali nu a fost o creștere așa de spectaculoasă încât să acopere, da, ca și la medici. Chiar și asistenții medicali, cel puțin din terapie intensivă, nu au avut scăderi, nu au avut creșteri atât de mari pe cât se lăudau guvernanții, dar nici scăderi nu au fost. În schimb, aici vreau să ajung, au intrat biologii, chimiștii, farmaciștii, uitați, personalul TESA, destui, au intrat pe grilele, nu pe cea din 2022, ci pe cea din 2018. Și care a fost undeva cam tot cât au acum, dar sporurile au scăzut de la 75% la 55%. Deci lor li s-a aplicat scăderea de spor. Bineînțeles, li s-a aplicat, fiindcă s-a aplicat legea salarizării. Și atunci aceste persoane au avut scăderi de salariu. Exact. Deci, scăderea de salar a fost datorită sporurilor. Datorită, acolo a fost problema. Datorită sporurilor și datorită trecerii contribuțiilor. Contribuțiilor, da. Care oricum a scăzut salariul. Exact, care a scăzut salariul și acum, cum mărirea nu a fost suficientă pentru a fi contracarată de scăderea sporului. Și în special aici au avut de suferit foarte mulți dintre infirmieri. În schimb, și mai ales cei care au avut sporuri mari de secție sau care s-au trezit după noua lege că nu mai iau acele spori, au fost și de la, de la 75, au fost, de exemplu, și cei care au avut 100% au ajuns tot la 55. Deci, practic, sporul s-a înjumătățit. S-a înjumătățit sporul și, totuși, din spor era o creștere semnificativă. Acum, întrebarea este următoarea. Sporul acesta, când s-a calculat, la care salar? S-a calculat la salariul... La salariul acum de bază. La salariul de bază, da. Care este acum, sau s-a calculat la salariul de... A fost și aici... Fostul salariu. Da, au fost și aici foarte multe discuții. Da. Sporul pe luna martie, cel puțin la noi în spital, s-a calculat încă tot 75% din vechiul salariu, nu din salariul nou, din noua încadrare. Datorită faptului, conducerea spitalului a motivat această decizie, datorită faptului că în monitorul oficial, regulamentul de sporuri a apărut în 30 martie. Destul de târziu. Da, în 30 martie, practic, cu aplicare... De când a apărut în monitor oficial, însemnând 1 aprilie. De la 1 aprilie. Și atunci, pe martie, sporurile s-au dat încă la vechile salarii, fiindcă nu era foarte clar nici cuantumul sporurilor care este, nu era... Era așa o nebuloasă. Toată luna martie a fost o nebuloasă. Bine, și atunci dumneavoastră de unde știți dacă salariul este ok sau nu? Pentru că încă nu ați luat salariul pe aprilie cu noile calcule. Da, au fost totuși la medici, v-am zis, la medici mărirea salariului de bază a fost mare, chiar spectaculoasă. Acum, din luna aprilie, cu încasare urmează în luna mai, se va lua salariul de bază, deci procentul se va aplica la salariul de bază din luna respectivă. Deci nu la... Da, nu la cele, da, nu la salariul din ianuarie-februarie, ci la salariul din...
conform grilei din 2022. Și atunci se revine la sporurile care s-au stabilit în luna martie, cum a spus dumneavoastră, exact. La 3,55%. Exact, da. Secții. Deci se va dar aplica la salariul de bază. Ce ne-am făcut noi calcule, fiindcă fiți siguri că și noi ne-am făcut calcule și asistenții și uneori în grup în ne-am echipă, calculat da. Și da, și ne-am contrazis pe anumite aspecte și până la urmă, deci cadrele medicale nu pierd, sau cel puțin acelea care au ajuns cu salariul de bază la anul 2022. În schimb, pierd foarte mult personal sau pierde foarte mult personal care este personal TESA sau chiar care putem să spunem sau să-i asimilăm cu cadrele medicale. Deci înseamnă biologi de la laborator, biologi, chimiști, farmaciști, uitați, farmaciștilor, de exemplu, nu li s-a mărit, nu au avut aceeași mărire. Ei încep cu anul 2019 și li se adaugă, li se mărește în fiecare an, exact, până lor aplicându-se nou regulament de sporuri la noile salarii de bază, care chit că față de salariul de bază a crescut un pic, dar sporul a scăzut mult la unii și s-au trezit cu salarii mai mici. Și de aceea încă sunt proteste, nu toți angajații susțin, fiindcă v-am zis, unii sunt foarte mulțumiți, alții deloc, alții sunt foc și pară, fiecare cu dreptatea lui. Și cel cum fiecare cel puțin, se uită pe fluturașul lui. Da, bineînțeles, dar și deci cei care și-au văzut salariile diminuate acum sunt gata de proteste. Din ce am înțeles, a fost o rundă de negocieri de peste 12 ore la Ministerul Sănătății între Ministrul Sănătății și sindicate și s-a convenit că se va găsi o posibilitate de a compensa salariile care s-au diminuat. S-au diminuat. Da, da. Și în privința medicilor va fi vreo modificare? În privința medicilor nu. Rămâne tot așa, din ce am înțeles eu. Acum sperăm să nu vedem. Noi cel puțin suntem mulțumiți, sau eu vorbesc în nume propriu, cu această situație și această mărire. Sperăm să nu le vină alte idei și să zic că totuși nu-i bine și să ne mai scadă, să știu eu. Bun, și atunci fiecare spital acordă sporurile în funcție de posibilitățile financiare. Exact, cu asta cadrarea. Asta înseamnă că un medic de la Lugoș poate să aibă pe ATI 5-5%, iar la Spitalul Județean poate să aibă 60-70%. Da, spor. Da. Și chiar vă spun un coleg care lucrează, nou angajat, care lucrează la un spital orășenesc, este singurul medic ATI, din start i-au oferit, tocmai ca să meargă, spor de 85%. Deci 85 față de 55. Este aproape... Da, da. Și deși e un spital mai mic, care nu face cât facem noi, de aceea erau... Totuși sunt și inechități. Sunt anumite inechități, da. Acum, per total, fiecare, eu cel puțin să mă uit în farfuria mea, nu în a altuia, dar sunt inechități, fiindcă la un moment dat spuneau medici de la Institutul parcă Fundeni, care primeau medici ATI, care fac, adică este unul dintre spitalele principale, spitale performante. Performante și de referință ale țării, spital care face transplant. Proceduri grele. Exact, proceduri grele, cu pacienți care salvați în extremis, cu foarte multă oboseală în gărzi și colegii ATI-și de acolo, cred că au fost încadrați și ei, că acest 55 este minimum, dar trebuie să te încadrezi în același timp în acel procent de 30% per ordonator de credite, per spital. Adică noi avem 55, alții au 15, alții nu au deloc. Și când trag linie, trebuie global sporurile să nu depășească 30%. La noi, cu minimul de sporuri, a fost la limita de 30%. La limită de 30%. La alte spitale, dacă s-au încadrat mai bine și spitalele mari, care au multe specialități și cu multe sporuri, sigur că cu greu se vor încadra și vor da sporuri minime. Da, și atunci medicii vor fi nemulțumiți. Da, spitalele mici, care nu au servicii de TBC, au un anestezist, să zic ATI, care era sporul de 75%, fiindcă marja este 55-85%.
Deci poate să-i dea permite, de la 55 până la 85. Da, și atunci poate să dea 85, fiindcă restul mai are doi chirurgi care nici nu au spor, deși și aici este o inechitate. Ei lucrează în bloc operator, dar nu beneficiază de spor de bloc operator, chirurgii. Sunt mai multe probleme. Și atunci și-au permis să dea spor și a ajuns medic de la ATI, de la un spital orășenesc, care vine la ora 8, are una, două operații și are zile când nu are nicio operație, care frumos pleacă, nu mai are treabă nici cu gărzi, nici cu ce pacienți critici au rămas în gardă, nici nu-și mâncă nopțile, să aibă salariu mai mare, cel puțin de bază, decât un coleg care lucrează cu transplant sau în transplant, care lucrează cu terapie intensivă grea, inclusiv cardiovascular, inclusiv pe celelalte specialități, pe transplant, pe... Deci un ATI de înaltă performanță să aibă salariul mai mic decât un coleg de la un spital orășenesc care vine, are una, două anestezii pe zi, pleacă frumos acasă. Da. Iată, am ajuns la final de emisiune. Domnul doctor, ne bucurăm că ați fost din nou împreună cu noi și iată, ați venit și cu o noutate, cu această plasma fereză. Vă urăm succes și vă dorim cât mai repede să faceți și procedura și noi ne dorim, astfel încât spitalul nostru să beneficieze de mai mulți bani, că la urmă urmei avem nevoie de bani, nu? Ca și, să putem și aceasta, dar este vorba și de profesionalism. Și de performanță, exact, și de nume, performanță, și de renume. Și putem să ne mândrim că putem face o terapie intensivă, cel puțin în domeniul specialităților pe care le avem, ca și într-o secție de spital universitar. Doar că iau mai multe paturi, noi avem mai puține paturi. Exact. Așa este. Vă urez în continuare mult succes în tot mulțumesc, ceea ce faceți. Mulțumesc și dumneavoastră la fel. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost din nou alături de noi. Dragi telespectatori, până data viitoare, când ne vom vedea din nou la aceeași oră, toate cele bune și nu uitați, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. La revedere!